vreau să mănânc ca porcii. Pig, pig, mănânc pig și vreau să fiu pig. Dă-mi prosop, mami. Vreau să fiu pig. Uitați cât mi-o pus. Gâți, la ora asta mi-ai pus să nu mi-ajute Dumnezeu de că nu gândești că sunt patru muncitori aici. Atâta. Vreau țuică de prună. De ce mi-ai pus atâta? Ți-am pus că alea-s oase, numai cu ce mă jipă ea. Oase, dar în blit trebuie să arăt o ambianță frumoasă. Nu pui așa ca și la nuntă, când ca și la popomană, îți aduce farfuria plină cu toate mâncărurile care le dă la pomană. Înțelegi tu? Pig, eu pig, tu nu știi pig. Cartofii. De ce s-a așa în cartofii? De ce nu au o culoare galbenă, gălbuie? Erau cartofi albi. Cartofi albi? Ok. Pig. Pig, ne uităm la televizor și mâncăm. La televizor e cântăreața aia din Clăjean, Carmen. Carmen din Clăjean, fata lui cântărețul ăla, lui acordeonistul de la Clăjean. Carmen. Nu Carmen, nu cheamă. Da cum? Ramona. Cum? Ramona. Ramona. Bă, oameni, stăteam și mă uitam așa că mi-a plăcut că nu se lasă la vrăjeală. E tare. Doamne, fer să pici în gura ei. Ferească Dumnezeu. Da? O cântat live acolo, mă. Așa numai. O câte o strofă. Deci are voce. Deci are voce. Are voce de necrezut. Asta mereu cu ciocanul la boș. Să știi că foarte mi-a plăcut cum cântă. Dacă mi-a plăcut. E cântă genul ăla de muzică, partea aia oltenească. Înțelegi? Nu e prea lovește pe noi ardelenii, dar dacă îți place muzica, indiferent ce muzică ar fi, îți place. Voi nu vedeți ce e interesant. Cântă ăștia de la Moldova sau cântă de la Oltenia și Iorgu nu ne place că e oltean. Dar în schimb noi ascultăm muzică americană. Noi nici nu înțelegem ce cântă ea. Și noi o ascultăm, noi suntem băieți. Noi merem când vine Coelho. Când vine cu el, ne arătăm că suntem cultivați și citiți.
Merem la din ăsta cu Coelho și ne cumpărăm și o carte să vadă lumea că ne-am cumpărat carte cu Coelho, cu alea lui. Și ne întreb de Vladimir Teodorescu. Vă știți cine a fost Vladimir Teodorescu? Vladimir Teodorescu. Nu, mă! Era din istorie. Ăla din istoria. Nu mai zic de Eminescu și de Lucian Blaga și de... Tudor Vladimirescu, mă! Tudor Arghezi. Nu, n-ai făcut școală, mă, când o trecut, mă... Când a trecut Prutul, mă, Tudor Vladimirescu, mă, când a trecut Prutul, mă, Oltu, nu Prutul, Oltu, a trecut Oltu, mă, să meargă la bătaie, ce? Cred că atâtea botigele a fost unde ai luat la ora aia, nu ți-ai minte? Deci eu eram foarte activ la școală. Mate asta de babu. Eu nu știu cum a pus botul manelistul ăla, știind situația, să intre în direct. Și încă, eu l-am treabă cu manelistul ăla, dar cum poți tu să zici doamna Bacmo, eu vă stimesc și vă respect și pentru dumneavoastră am intrat în emisiune. Înțelegi? Când, nu știu, a avut o relație cu fata asta, cu cântăreața, nu a avut, zice că aia nu e bună, în fine, cântă împreună. Vă dați seama că astea-s grele. Dar nu poți tu, mă, să pui botul la una din asta, înțelegi, care... Știi prin ce-o trecut? Știi prin ce din astea și o trecut și are oftică și ură pe cineva când vede că are familie frumoasă și ăsta. Înțelegeți că ea dacă stătea pe mingiul ei cu minte și să se lovească cu electricianul și cu ălalalt când domnul Prigonă era plecat, nu-i avea nimeni treaba, că nu controla Prigonă, nu-i băga belengărul înăuntru să vadă dacă a intrat ceva sau nu. Ha! Dar? Cine? Și la Sandu Ciorbă, eu luat interviu. Ai nervos am fost, mă. Nervos am fost, mă, când am văzut că o accepta, mă. Când vreodată o prostituată, o vagabantă, o rapandulă, o din asta, înțelegi, nu mă refer numai la asta, așa, vine mie să-mi pună întrebări. Când vreodată în viață, de nerv mă șterg, când? Să-mi testează mie, înțelegi, de fapt știți, voi, că și când am fost la acces, eu fost aia de la acces la mine acasă,
și a intrat Gheacă, dar doamne, cum stai cu așa și așa, i-am zis, vezi că chemăm electricienii. Da, uitați-vă pe emisiunea aia. Multă lume nu înțeles, multă lume. Înțeles? Hai, bună. Deci, domnilor, am fost în Ungaria și printre alte mâncăruri am mâncat, uite, una din asta. Și l-am întrebat pe bucătarul ăla cum a făcut-o. Ce-a pus acolo? Du-te în canță. Și am zis că tăbotul, zic tu, oare mi-i putea face din asta? O să spunem ce-a pus în ea. Nu știu că nu mi-a zis. O să-ți botu, explică-m gustul care l-o ai simțit la mâncarea. Și am spus, mâncava-și Dumnezeu și așa a făcut-o ca la restaurant. Vai, rodi, mă imbută, mami. Bătrâna aia pe la acces când o văd, când o văd, cred că e bolnavă. Intră aia, cum și aia, martaloga aia. Pe mine nu mă interesează de familia ta. Pe mine nu mă interesează. Spune-mi de ce ai venit aici. Da. Înțelegeți? Cum, bă, omule, să bagi asemenea panorame acolo, mă? Să te conduc acolo în emisiune, trebuie să vorbești frumos. Să vorbești frumos, atrag atenția odată, vă rog frumos, suntem în asta, nu să terorizezi tu invitatul, îți închide microfonul, închide-ți microfonul, te dăm afară, te ăsta, vezi că nu e ăla, ai luat publicitate și ai încheiat ăla acolo, fără să audă lumea. Dar toate astea le-a adus. Panorama, lesbianca, ea era, înțelegi? Își punea ochelarii aia de bunicuță, și intra cu hainele de la ăștia. Șase, stați liniștiți, care concediu medical după doi copii de la emisiune, ferească Dumnezeu. Mă ne vede și pe aia în politică, înțelegi? Și cred că faci o parte de lesbiance. Ha!
Sergio Bonello. Eu ai că nu mai pot de burtă ce bune. Ioi ce bune. Ioi. Ioi. Ioi că nu mai pot de burtă ce bune. Ioi. Și mai faină fata asta ca aia care ia lui Viorica aia de-a fost plecată și aia câți bani o lua pe acolo. L-o ciuci pe camera ăla sau nu, pe creierul ăla, cum îi zice. Află nevastă sa. Ha! Aia trăjeau speranță la Johnny Depp. Vă țuc, prietenilor, așa e bun, mă. Adidas. Mă duc să o cafac.